bucur să fiu alături de voi astăzi la recomandarea săptămânii. Colagenul este cunoscut pentru beneficiile sale în îngrijirea pielii, a unghiilor și a părului, dar el este esențial și pentru sănătatea articulațiilor. Așa că am invitat-o alături de mine pe doamna dr. Simona Carniciu și ea o să ne spună mai multe despre acest subiect. Bună ziua, doamna doctor, mă bucur să vă revăd! Bună ziua, Ana, și eu la fel! Și colagenul, să știi că e implicat în mult mai multe, și somn, și memorie, și se pare că și activitatea creierului. Dar cred că pentru ceea ce este cunoscut cel mai mult și cel mai necesar ar fi partea de osteoarticular, adică sănătatea oaselor, sănătatea articulațiilor, pentru că odată cu înaintarea în vârstă, nu doar că scade producția proprie de colagen, dar încep să apară și problemele. Și într-o lume în care suntem undeva la jumătate plinuți, deci avem serioase probleme cu excesul ponderal, cu siguranță acea presiune pe articulații duce la probleme din ce în ce mai mari resimțite de fiecare. Și atunci, ar fi bine să facem ceva. Și colagenul este o soluție foarte bună. Trebuie să vă spun că există chiar 5 tipuri de colagen. Această substanță este de fapt o proteină care leagă, este ca un fel de lipici și ține acolo împreună articulațiile, ligamentele, oasele, părul, pielea, nici nu vreau dinții. Să mă gândesc dacă ea dispare. Da, chiar este, se regăsește și în vasele de sânge, în peretele lor. Deci atât este de important și contează foarte mult să avem o sursă bună de colagen. Sunt tot felul de părți ale puiului pe care îl putem folosi în așa fel încât să avem colagen. De idee! Mi-ai spus că odată cu înaintarea în vârstă, producția noastră de colagen scade. Ce putem face în această situație? Într-adevăr, producția proprie scade odată cu vârsta și mai ales diferă în funcție de tipul de alimentație pe care îl avem noi, mai bogat în produse animale sau vegetarian. Și atunci trebuie să avem grijă să ne îmbunătățim, în primul rând, producția proprie prin aport. Cu cât avem un aport mai bun, cu atât producția proprie va fi mai bună. Și avem surse, da? Surse alimentare, printre care măduva osoasă, noi o dăm la o parte, dar pielea puiului este o sursă foarte bună. Avem posibilitatea să facem supe din diverse oase, cum ar fi oasele de vită, care au și măduvă foarte multă, oasele de porc, sardinele. Avem și câteva fructe, printre care fructele de pădure. Și încă alte câteva surse, dar este important să ne și mișcăm pentru că articulațiile care nu sunt puse în mișcare se pot usca în ghilimele și avem nevoie de multe ori și de suplimente pentru că poate nu avem disponibile aceste surse alimentare tot timpul sau să ne fie la îndemână. Dar când vorbim de suplimente este important să facem o alegere bună și anume să căutăm surse de ingrediente naturale și cel mai important ar fi să căutăm acele suplimente care ne aduc orice tip de moleculă, dar să fie cu masă moleculară cât mai mică pentru că atunci este biodisponibil. Vă spuneam mai devreme cât de important este ca orice sursă de nutrienți să fie biodisponibilă și cea mai biodisponibilă este evident sursa naturală, dar și suplimente putem găsi așa. Și, bineînțeles, trebuie să avem grijă să se absoarbă. Cum putem crește absorpția lui? Colagenul este mai dificil. Nu ne mâncăm neapărat șorici sau supă de oase și gata, se absoarbe foarte bine. Este important să avem vitamina C, care ajută foarte mult să se absoarbă cât mai mult. Și dacă avem probleme cu articulațiile, așa cum vă spuneam mai devreme, dacă nu facem multă mișcare, ele au tendința sau avem de fapt nevoie și de alte surse de nutrienți, printre care flavonoizi sau glucozamină, ca să lubrifiem
acele articulații care au nevoie de colagen să se refacă mai repede. Și apropo de că vorbeam de tot acest complex osteoarticular, contează foarte mult aportul de colagen și pentru refacerea masei musculare. Asta încercăm și noi să facem aici la Sport Dietă și o Vedetă, cu ajutorul vostru să schimbăm mentalități în bine. Mulțumesc mult, Simona, că ai fost alături de noi. Cu mult drag și sper să fi fost utile aceste informații. Voi rămâneți în continuare cu Sport Dietă și o Vedetă. Noi ne revedem sâmbătă viitoare cu altă recomandare a săptămânii, iar până atunci aveți grijă de voi în fiecare zi, pentru că, așa cum a spus și invitata mea de astăzi, acest lucru este cel mai important.